Umilință, acesta este cuvântul cel mai des folosit de beneficiarii acestor ajutoare care astăzi au venit în număr mare pentru a-și ridica cutiile de alimente. Cu o întârziere de câteva luni, municipalitatea din Râmnicu-Vâlcea a început acțiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare oferite de Uniunea Europeană persoanelor cu venituri mici. Mulți sunt bătrâni, alții sunt cu handicap grav, dar pentru toți aceste alimente sunt mai multe decât necesare. Noutatea acestei sesiuni este că pot beneficia de ajutoare și persoanele care au venituri lunare între 0 și 450 de lei, dar s-au înjumătățit cantitățile produselor alimentare. Astfel, în acest an se distribuie doar 4 litri de ulei, 2 kg de orez, 2 kg de făină, 2 kg de zahăr, 4 kg de mălai, 1 kg fasole, 800 de grame paste făinoase, 2 conserve pate de porc, 2 conserve paste tomate și 2 conserve carne de vită. E umilința după lume! De ce? Umilința după lume! Deci după o viață întreagă... Da, doamnă, la 62 de ani am ajuns să cer ca țiganii care stau degeaba și nu muncesc o zi, dar sunt toți cu pensie de handicap, pe bani. Eu am terminat ASEU și am 820 de lei și întrebați-le pe ele ce pensie au. Pentru ce ne-a dat? România, ce ne dă să mâncăm la atâți persoane bolnavi, handicap și bolnavi? La asta pat. Într-o cutie, deci da, cutie... tot atâta. Și le-ai luat tot așa, că sunt da. Conținut identic, da? Da. Deci nu va ajunge... Nu ne ajunge, doamne, nici o săptămână cu copii. Și bolnavi în casă, așa mar de capul nostru, handicap da. Și da. De alea. Murim de foame, doamne. Da. În România aici murim de foame. Asta... Pentru handicap și pentru pensie. Pensie, da? Și da, și handicap. Și cam cât o să vă ajungă toată pentru Nu asta? Cred, o săptămână maxim. Da. Maxim o săptămână. Mi se pare umilitor sau... Da, foarte. Da? Foarte. Da. Asta este și operată și stau la rând și... Asta e. Poate îmi prinde bine că am soțul mormântat acum recent. Dumnezeu să-l ierte. Și cât o să vă ajungă? Cât o să mă ajungă? Doar un prânz să-i fac. Un parastat să-i fac, doar atât. Bă, cum a venit? De vreo jumătate de oră. Și o să vă ajungă pentru cât? Cât că ajunge, știi eu, cât o pic, că nu mai fi da. Mâine. Și vă de mare ajutor, adică... Știu ce-o de-aia, că ne-am întrebat. Aveți pensie mică? Sau mică, 4 milioane. Că... Din când în când suntem mulțumiți și de asta, că dacă ne dă bari, atât când e, altceva și să ne mai dea. Să... Poate ne mai mări și nouă pensia asta, mai mări, dacă nu... Pentru a putea intra în posesia pachetului alimentar de la Uniunea Europeană, râmnicenii trebuie să se prezinte la depozitul din strada Ferdinand, numărul 3, cu buletinul de identitate și cu ultimul cupon de pensie, carnetul de șomer vizat sau certificatul de handicap.